În România există peste 300 de izoare sulfuroase și termale, distribuite pe tot teritoriul țării. Cele mai cunoscute zone cu astfel de izoare includ Baile Herculane, Băile Tușnad și Sângios Băi. Izoarele termale oferă o serie de beneficii pentru sănătate, printre care relaxare și reducerea stresului, îmbunătățirea circulației sanguine, ameliorarea durerilor articulare, detoxifiere, afecțiuni dermatologice, stimularea sistemului imunitar și beneficii respiratorii. Mai puțin cunoscute sunt băile termale de la Hârșova, comoară terapeutică pe care nu o pune nimeni în valoare. Acestea, descoperite întâmplător în urmă cu 50 de ani, au devenit loc de tratament și relaxare și atrag din ce în ce mai mulți turiști în pădurea din apropierea localității Hârșova. Și dacă vă întrebați de ce nu ați auzit totuși de ele, avem și răspunsul. Nimeni nu le pune în valoare. Apa din cele două piscine de pe malul Dunării vindecă afecțiuni reumatice, ginecologice, dermatologice și neurologice. Locul nu este nici îngrădit, nici păzit și nu beneficiază nici de un medic, care să recomande sau nu efectuarea unei băi acolo și totuși, oamenii vin să se îmbăieze pentru a beneficia de proprietățile curative ale apei termale și sulfuroase.